è un episodio particolare și spectaculos, aș spune, al luptei de rezistență. Iar ce a realizat acolo Roucuiu, frații cu Tulea, ceilalți, mai ales români implicați în lupta de rezistență, e cam acolo, cam ce a realizat Simona Halep acum câteva zile. Un extraordinar exemplu de dăruire și de putere în slujba neamului. Sigur, nu e nu scrie toată presa, știu foarte puțin despre Roucuiu sau despre frații Cotulea, dar lupta și jertfa lor, și mai ales capacitatea lor de a aduna foarte mulți săteni ai Dobroge în această rețea de rezistență, merită mai mult decât să rămână în coperțile unor cărți. Merită să fie citit de cât mai mulți dintre noi. Îl rog pe domnul profesor, domnul cercetător, Corneliu Ciucan de la Iași, de la Institutul Academiei din Iași, să ia cuvântul.